În scurt timp se va organiza licitația pentru stabilirea firmei care va construi pasarela ce va lega corpul central al spitalului județean de urgență slatina și blocul medical. Cei peste un milion de lei necesari pentru această lucrare au fost alocați de Consiliul Județean, aleși și Oltenea probând în acest sens un proiect de hotărâre. Proiect prin care se încearcă construirea unei pasarele între două corpuri din spital. Este vorba despre pasarela între blocul central și secția medicală. Ele, așa cum știți acum, de a, pentru a trece dintr-un corp în. Altul este nevoie să cobori și să treci prin curtea spitalului. Încercăm uh, ca acest lucru să se facă printr-o pasarelă suspendată între cele două corpuri, uh, proiect finanțat din bugetul Consiliului Județean. Alt. La Spitalul Județean de Urgență Slatina, investițiile vor continua atât din fonduri de la bugetul județean, cât și din cel central. Următoarea lucrare care va fi demarată prevede reabilitarea și modernizarea blocului central lucrările vor fi susținute financiar de la bugetul central și vor fi coordonate de Compania Națională de Investiții. Procedura nu este la noi, procedura, așa cum am spus-o mai devreme, este la Compania Națională de Investiții. Din toate informațiile mele, urmează să emită ordinul ministrului privind această investiție. Ulterior urmând ca el să fie scoasă la licitație de către Compania Națională de Investiții. Dacă nu o să fie contestații, probabil în primăvara anului viitor vom trece și la reabilitarea corpului. Central. În acest an, Consiliul Județean OLT a alocat Spitalului Slătinean peste 20 de milioane de lei. Jumătate din această sumă a fost repartizată pentru dotarea cu aparatură a unității medicale. Cea mai mare parte din aparatură a fost deja achiziționată.